Invitat în emisiunea Economia Critică de la Alba TV, vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Florin Roman, a vorbit despre perspectivele economice ale județului. Un aspect negativ semnalat privește lucrările mult întârziate pe lotul 1 al tronsonului de autostradă Sebeș-Turda. Am avut neșansa să avem un câștigător al licitației care, din punctul meu de vedere, este extrem de neserios, nu doar în județul Alba, și în tot ceea ce a lucrat autostrăzi în România. Practic, unde a apărut această societate, au existat întârzieri și aici au venit să invoce tot felul de chestiuni. De ce nu este exclus de la licitație? Știți de ce? Pentru că avem o legislație extrem, extrem de proastă. De ce nu schimbăm? Dacă în Uniunea... Păi asta va trebui când îi aveți pe colegii parlamentari să-i întrebați pe ei, pentru că, din păcate, aici nu avem o putere de a mișca lucrurile. Dar să știți că lucrurile stau foarte, foarte prost. Dar sunt și semne bune legate tot de noua porțiune de autostradă Sebeș-Turda, care traversează județul de la sud spre nord. Investitorul ăsta german va mai crea până în 2018 în județul Alba aproape 3.000 de locuri de muncă. Asta e denotat. Aproape 3.000 de locuri de muncă vor apărea până în 2018 în județul Alba. Forța de muncă calificată din județul Alba este absorbită de aceste firme mari care au început să vină în județul Alba. Vorbim de STC, de Mercedes, de VCST, de Bosch. Avem firmele noastre românești cu capital autohton foarte puternice, Transavia, Jidveiu, Albalactu și așa mai departe. Forță de muncă calificată, din păcate, nu mai prea există. Și vă spun că cei de la Mercedes, de exemplu, acum își aduc forță de muncă de la Orăștie și de la Deva, pentru că acolo au găsit forță de muncă calificată și au autostrada. De asta pe noi Sebeș-Turda ne va ajuta enorm. Există forță de muncă calificată și la Iud, și la Ogna Mureș. Pe ceea ce se circulă la ora actuală pe DN e o bătaie de joc și practic face imposibilă o asemenea navetă. Autostrada înseamnă apariția de investiții, așa cum s-a întâmplat la Sebeș și pe acest traseu nou. Și vă spun că deja am avut discuții la Consiliul Județean cu cel puțin 7 firme importante, multinaționale, care sunt interesate să își deschidă activități de producție sau de depozitare, depozite logistice pe traseul viitoarei autostrăzi.